Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cred că ați intuit că avem vești din Zanzibar. Ia. Orchestra de trompetiști. Așa avem noi de Revelion la obor. Ia fii atent. Deci, când o iau pe șpriț, da. Așa când te jur. Asta e la întâmpinarea domnului președinte și a doamnei președinte, să știți. Da. Așteptăm și la mici. Tot așa. Fii atent. Asta e momentul final, e tare de tot. Sus. Și acum semnal. Momentul ăla. Foarte bun. Dat un claxon. Deci domnul președinte a ajuns în Zanzibar, domne, înțeleg. Nu, din păcate pleacă, a plecat din Zanzibar. Da? Da, deci din păcate s-a terminat vacanța cuplului Iohannis. S-a întors acasă. Nu. No. Păi da, i-a dat domnul Ciolacu 7,5 milioane de lei pentru vacanța asta. De la rezervă, de, adică doar nu era să se grăbească, nu? Și unde stau, mă? Se duce acum, pleacă în insulele Capului Verde. Cred că și a ajuns. Cred că e vânt. Dar s-a terminat vacanța în această frumoasă și exotică insulă africană din Oceanul Indian, Zanzibar. Care e un fel de Euforie Sud pentru cei care nu sunt familiarizați. E a doua noastră, după Tasos, e a doua insulă românească, Zanzibarul. Jur! Deci am văzut niște imagini, au fost niște prieteni anul trecut de Revelion acolo. Mamă, erau niște manele și era o cărmălaie de români. A picat Egiptul? Ce? Da, a picat Egiptul. Ce ai, mă, nu ne mai place. Tanzania s-a orientare pe... În Zanzibar, oricum, și domnul Klaus și doamna Carmen s-au simțit extraordinar. Au vizitat Stone Town, adică orășelul care este practic zidit în loc de chirpici acolo și este o mare realizare. Au fost la Boș de Uca lui Freddy? Domne, au fost și... N-am văzut selfie-uri, dar înțeleg că era în program să se ducă să se poseze și la Boș de Uca lui Freddy Lică. Da. Sper că au mâncat ciorbă de mango tradițional zanzibare, serios. Să dă ciorbă de mango, am mâncat eu. Păi și este ceva la final? Îngrozitor. Este, am crezut că este dulce, știi cum e mango, aiurea, ceva mai acru, n-am mâncat în viața mea. Ziceam că mănânc... era cu mango murata mea acasă. Am luat mango murat, am zis, mama, am dat lovitura când l-am văzut la magazinul asiatic. Da. Zic, ce spectacol trebuie să fie. Doamne, este... E ceva, e potroacă de sărat și exact. Acolo de ți-e suchid în cap. Așa, da. N-are nicio legătură cu fructul. Dar și vreau să-l văd pe domnul Iohannis, care are fața aia așa de sfinx, impasibil, mâncând chestia aia acră la protocol. Și aia spunându-i, rugând pe românește, și aia, nici expresii, ce și face? Și făcând, știi, se închide ochiul de la acru, știi, într-o parte așa. Place la tine. Și la plecare i-a organizat o ceremonie de neuitat. Mă, n-am văzut așa ceva niciodată. Nu știu dacă este cu ceva subtext aici. Dar pe marginea apei, câțiva domni le-au prezentat domnului Klaus și doamnei Carmen câte un portret cu ei înșiși. Model Neanicu și Coana Leana. Ei înșile. Nu, cu ei înșiși. După care reprezentantul fiecărui grup, deci era o să dăm sunetul, se strigă, se cântă, se nu știu ce, și reprezentantul fiecărui grup apucă tablou și o zbughește spre apă, mă jur, și se aruncă în ocean cu tot cu poză, răcnind, acuna ma tata! Care, mă, că le scapă tricou ăla, păi tabloul ăla din mână, aruncă. Le cade în ap, în da. Cap. Nu ceva știu care este ideea, însă e spectaculos. Momentul a sunat așa. Oh, yes! Și aici la fuge. Asta e iată. Da. Băi, n-am văzut în viața mea așa, nu știam că nu știu care e tradiția, nu-mi dau seama. Deci el bagă la apă pe președintele României și pe nevastă sa. Înțelegeam dacă era Băsescu. Deci da. Asta înțelegeam. Și cred că se distra și el. Eu cred că sărea și el. Era un moment de neratat și ăsta, pentru că, la fel ca Boș de Uca, da, lui Freddy. Că ăștia sunt foarte populare acum pe rețelele de... În fapt, nu neapărat pe rețelele de socializare, cât în mesaje private. Nu știi că e cadou acum de ziua ta? Nu. 100 de euro. 100 de euro cadou?
100 de euro te costă să-ți facă ăștia ce au făcut lui Iohannis. Probabil a sărit un apă, e o chestie diplomatică. Da, că la, se face. Pentru particulare, doar cântă la mulți ani și pupă tablou ăla pe lângă ne. Lasă că-ți facem și ție de ziua ta. Serios? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.